Iară celei de-a treia zi a cea de-a șaptea ediție a Festivalului de Carte și Muzică de la Brașov. Mulțumiri în mod deosebit Primăriei Brașov pentru sprijin și reprezentanților mass media pentru promovare. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu îi cunoașteți pe cei de la Țapinarii, deși e greu de crezut în 2018 că există oameni care nu cunosc această trupă, am să vă spun câteva cuvinte. Trupa a luat înființare în 2001 și împrumută numele de la lungmetrajul de debut al maestrului Ioan Cărmăzan. Este vorba de filmul Țapinarii din 1982. Țapinarii toată cariera lor, mă refer aici la Cosmin Covei și la Adrian Tănase, au încercat să evite clișeele, să evite lucrurile aparente, să evite trendurile și să fie unici, să fie ei așa cum simt, adică doi oameni și o chitară. Cu numeroase albume, cu numeroase melodii, cu celebrul turneu Anti-Valentine's organizat în fiecare lună februarie a fiecărui an, Țapinarii au adus zâmbete pe buze pentru că piesele lor au niște texte extrem de ironice, extrem de inteligente. De altfel, ei și spun că publicul cărora li se adresează este un public intelectual. Veți auzi probabil celebrul salut atunci când ei vor urca pe scenă. Ne amintim cu toții, cel puțin eu, când le vedeam videoclipurile acelea ciudate, dar interesante de pe Atomic, unde era difuzată piesa Sunt fericit și piesa Unde ești, care mie mi-au plăcut în mod deosebit și atunci am descoperit pentru prima oară și mi-au rămas în minte. Între timp, piesa Sunt fericit a fost împrumutată de galeria de fotbal a echipei Steaua. Nu știu dacă acest lucru este pe placul băieților, dar uneori nu, lucrurile astea se întâmplă fără să ai niciun aport. Așadar, doamnelor și domnilor, îi invit pe scenă să deschidă cea de-a treia seară a Festivalului de Carte și Muzică pe trupa de folk alternativ, Țapinarii! Să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Stau pe loc și totuși fug, nu sper ce vreau, călătoresc fără bilet. Și nu am clar. Până și nașul a obosit, nu interesează. Același om cu două fețe, dar ce mai contează? Vreau să fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Vreau să ajung, să ajung la stele, să portarul mare și să fug de ele, cu amantele mele, de frustrările mele. Vreau să fug, să fug de ele, de amantele mele, de frustrările mele. Vreau să ajung, ajung la stele, să fur carul mare și să fug de ele, cu amantele mele, de frustrările mele. Câteodată chiar am cântat.
descoperi mai multe culori. Mie mi-a plăcut marea și rocul și folcul. Chiar dacă eu cânt o singură chitară, muzica mea nu sare pe rani. Nu sunt acolo, nu sunt mai mult cu rog. Din rime și versuri fac un cântec război. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Eu știu să desenez. Nu fac floricele, nu frumusețe. Veți descoperi mai multe culori. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Am venit să cânt, nu să ies din tort. Doar ei. N-are lumea, n-are lumea bani. N-are lumea, n-are lumea bani. De fapt, facem această piesă pentru a spune în mijlocul ei că la standul Libris avem discuri de vânzat. Mi s-a părut o idee super, super. Asta voiam mai să spunem, că avem discuri de vânzare, două titluri avem acolo cu carte, pentru că suntem la festivalul de carte. Dar dacă, na, dacă, pentru că astea costă, da, dacă nu aveți cum să cumpărați, avem o super ofertă astăzi pentru dumneavoastră și anume abonamente gratis pe YouTube.